Vremea pare să nu mai țină cont de fila din calendar. De la o zi la alta se încălzește, astfel că maximele sar peste limitele normale ale unei zile de miez de toamnă. Cele peste 20 de grade anunțate de meteorologi la începutul săptămânii vin cu soare pe săturate și cu vânt cât să nu ne deranjeze. Marți se anunță a fi o zi destul de plăcută de toamnă, este cald, iar soarele strălucește aproape nestingherii de nori. Dimineața, în schimb, nu lipsește ceața în zonele joase. La amiază, temperatura maximă se avântă spre aproximativ 22 de grade Celsius, în condițiile unui vânt liniștit. Marți în Mihăile se vor înregistra 20 de grade, în Bolintin, Ghimpați, Hotarele, Izvoarele și Comana 21, iar la Giurgiu 22 de grade. Vântul va sufla cu o viteză de 12 km pe oră din direcția vest, presiunea atmosferică va fi de 767 mm coloană de mercur. Cotele apelor Dunării sunt în creștere cu 25-35 de centimetri, cota probabilă 51 de centimetri. Umiditatea aerului va fi de 72%.